the technical team, the NATO Secretary General, secretarul general NATO, echipele tehnice ale miniștrilor spanioli sunt implicate, locuitorii Madridului de asemenea, pentru a fi un summit de succes. Forțele de securitate sunt de asemenea mobilizate pentru a ne ajuta cu organizarea acestui summit. Mulțumiri călduroase tuturor funcționarilor NATO care au contribuit la organizarea acestui summit. Acesta va fi primul summit din istoria NATO la care vor participa și reprezentanți din Coreea de Sud, Japonia. Vor participa la o sesiune în care vor dezbate provocările alianței. Vom avea și un dineu la Muzeul Prado. Scopul e clar. Un scop clar, să transmitem un mesaj de unitate dincolo NATO. Democrațiile vin să apere aceste valori ale libertății. Respectul pentru drepturile omului și pentru a apăra drepturile tuturor. Acestea sunt valorile care definesc alianța. Summitul acesta este foarte important, în primul rând, pentru că avem onoarea de a defini un nou concept strategic care va defini NATO pentru următorii 10 ani. Și acest lucru e, acest summit organizat la Madrid. Mulțumim pentru alegerea Spaniei. În al doilea rând, waiting for the what happens with the talks of the Secretary General to enable the accession of two very important. Ce se întâmplă, urmărim ce se întâmplă cu negocierile pentru accederea Finlandei și Suediei NATO. Îi dorim tot succesul secretarului general al NATO în acest sens. Sperăm că cele din urmă vor reuși să se alăture alianței. În al treilea rând, incorporăm în acest concept strategic ceva foarte important pentru Europa. O strategie care include flancul sudic, ne concentrăm pe acest lucru în lunile următoare. În primul rând, la acest summit vom defini ce amenințări înfruntăm, vom specifica de asemenea ce resurse vom aloca pentru a face față acestor provocări și, în al treilea rând, să consolidăm alianța nord-atlantică, pentru că invazia Ucrainei a făcut evident cât de important e această consolidare. Mulțumim tuturor echipelor tehnice pentru organizarea acestui summit. Mulți nu văd acest efort, dar este esențial
pentru succesul summitului. Mulțumiri și presei și forțelor de securitate pentru că ne garantează siguranța tuturor. Și îi mulțumim și secretarul general al NATO. Mulțumesc, domnule premier Sanchez. E minunat să fiu înapoi la Madrid și mulțumiri pentru primirea pe care mi-ați făcut-o, mie și delegații. Este un loc magnific și ideal pentru un summit NATO. Mii de mulțumiri dumneavoastră și guvernului Spaniei pentru găzduirea summitului NATO. Va fi un summit important, transformator. Ne vom gândi, sunt cele mai bune facilități pentru a organiza acest summit în Madrid. Aș vrea să mulțumesc și majestății sale pentru organizarea dinăului din această seară vor fi organizate mai multe întâlniri în diverse formate. Mulțumiri și staffului tehnic, staffului NATO care lucrează de săptămâni pentru a organiza acest summit. Aș vrea să mulțumesc personal pentru angajamentul noastră personal pentru față de NATO și pentru contribuțiile pe care Spania le aduce apărării colective. Spania contribuie în misiunile NATO din străinătate. Și găzduiește navele NATO. Vă mulțumim pentru toate aceste lucruri. Acest angajament spaniol este arătat și de găzduirea acestui summit. Cu ocazia celei de 40 aniversări de când Spania a aderat la NATO. Vom lansa un nou concept strategic, avem nevoie de un nou concept strategic pentru NATO într-o lume mult mai impredictibilă și vom repoziționa echipament militar și un pachet important de sprijin pentru Ucraina. Este foarte important să susținem Ucraina pentru că vedem o brutalitate pe care nu am mai văzut-o de la cel al doilea război mondial. Vom discuta despre accederea Finlandei și Suediei la NATO și vom discuta despre faptul că trebuie să investim mai mult în apărare. Mulțumesc pentru găsirea acestui summit istoric în Madrid. Minunat să fim înapoi aici, este foarte bine organizat acest summit.